Salutare lume proteicea și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Canvas, un joc proaspăt localizat de cei de la Asmodee de România. În Canvas sunteți pictor și veți picta pe parcursul jocului 3 tablouri și acele 3 tablouri sunt practic 3 cărți transparente suprapuse care vor crea o imagine și în același timp vor forma un șir de simboluri pe care vreți să le ordonați sau să le aveți într-o anumită combinație pentru a puncta cât mai multe puncte în funcție de cărțile de punctaj care sunt prezente în acea partidă. Dar o să vedeți imediat când mergem la masă despre ce este vorba. Canvas este un joc care durează undeva la 30 de minute, are o vârstă recomandată și un grad de dificultate de 10+, și se poate juca între 1 și 5 jucători. Cam atâta general despre Canvas. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu setup-ul jocului. În primul rând veți pune această pânză în mijlocul mesei și apoi o să începem să o populăm. În primul rând veți lua acest pachet de cărți care sunt cu astfel de cărți transparente. Observați, au un desen, o jumătate de nume și diferite simboluri aici. Luați acest pachet, îl amestecați și îl veți pune în această cutiuță, ce mie nu-mi iese acum, dar așa, și puneți, vedeți, cutiuța aici unde este semnul. Apoi veți extrage 5 astfel de cărți și le veți pune pe spațiile lor. Aici îmi cer scuze că este puțin gler, așa arată cartea în mod normal, numai având în vedere că sunt transparente și sunt din materialul acela lucios, o să vedeți, se vede puțin lumina, dar eu zic că se vede suficient de bine ca să putem discuta despre ce este vorba. Aici, practic, veți pune 5 cărți extrase de aici. După ce ați făcut acest lucru, veți decide exact care 4 cărți vreți să le folosiți pentru a le așeza aici, pentru a fi cărțile de punctaj pentru acel joc. Și practic aveți aici în regulament diferite scenarii care puteți să le pregătiți sau dacă nu vreți puteți pur și simplu să alegeți în mod aleatoriu. Eu am ales cele 4 care sunt recomandate pentru primul joc, dar vedeți aici sunt mult mai multe opțiuni pentru cărți de punctaj. Respectiv, foarte fain pe spate, sunt clar explicate, să înțelegeți exact cum punctează ele. Noi am pus, cum spuneam, cele 4 care sunt recomandate pentru prima partidă și acele vor fi cele 4 care vor fi valabile pentru tot restul jocului. Deci pe restul puteți să le puneți înapoi în cutie. Apoi veți pune aceste medalii corespunzătoare cu culoarea care este prezent aici, deci aici veți pune medalii roșii, medalii verzi, albastre, mov și medalii gri. Bineînțeles că sunt mai multe, vedem aici, eu am pus numai câteva ca să exemplific. Apoi, după ce ați terminat practic cu așezarea sau pregătirea planșei centrale, cu tot ce ține de ea, mai trebuie fiecare jucător să primească 3 astfel de cărți fundal. Ele nu au, adică puteți să alegeți oricare 3, sunt pur estetice, deci practic nu trebuie să căutați anumite culori. De exemplu, eu le-am luat pe astea 3 care le primesc pentru această partidă și fiecare jucător va primi 4 astfel de tăblii de culoare. Bineînțeles, cum spuneam, sunt mai multe care puteți să le folosiți, să le dați la ceilalți jucători. Dar ce este important la acestea? Fiecare jucător va primi 4 și restul vor fi puse înapoi în cutie. Deci astea sunt singurele care le veți avea la dispoziție pe parcursul jocului și o să vedeți imediat cum le folosiți. Deci fiecare jucător va primi 4 din astea. Și decideți, bineînțeles, în mod aleatoriu cine este primul jucător. După ce ați făcut acest lucru, după ce ați pregătit planșa centrală, după ce fiecare jucător și-a primit cele 3 cărți de fundal și 4 tăblii din acestea și știți cine este primul jucător, jocul este gata să înceapă. Haideți să vedem cum se joacă jocul și practic când este tura voastră aveți 2 opțiuni. Ce puteți să faceți este 1. Să luați una din cele 5 cărți vizibile aici în piața de tablouri, să spunem așa, sau a doua opțiune este să faceți un tablou. Și o să discutăm imediat despre fiecare în parte. Haideți să discutăm în primul rând despre cum luați o carte din aceasta din piață. Și o să vedeți imediat când vorbim de tablou la ce trebuie să vă uitați sau la ce trebuie să fiți atenți în momentul când veți lua o carte. Dar când vreți să luați o carte, ce trebuie să faceți este ori luați prima carte din stânga, în cazul nostru aceasta,
Ori, dacă vreți să luați o altă carte decât prima, trebuie să puneți un astfel de jeton pe cărțile peste care săriți. De exemplu, dacă vreți să luați cartea asta, veți pune un jeton din ăsta aici, un jeton aici și veți lua această carte. Să spunem că noi vrem să facem acest lucru. După ce am făcut acest lucru, cărțile astea se mută, se extrage o nouă carte și următorul jucător este la rând. Și următorul jucător va decide dacă vrea să ia o carte sau vrea să facă un tablou. Dacă unul din jucătorii următori va lua, de exemplu, să spunem jucătorul următor vrea să ia cartea asta, da? El va pune un jeton din acesta aici și va lua această carte inclusiv cu jetonul de pe ea. Deci, practic, câștigă și un jeton care poate să-l folosească pe turele următoare să ajungă la o carte mai îndepărtată. Respectiv, dacă se strâng mai multe jetoane pe o carte, la fel, când un jucător ia acea carte, va lua și toate jetoanele de pe el. Deci observați o economie închisă, având în vedere că fiecare jucător a primit 4 din astea, care sunt singurele care vor fi disponibile. De exemplu, în 2 jucători există 8 astfel de plăcuțe care se vor învârti pe parcursul jocului pe la jucători. Bun. Deci asta practic este acțiunea de ia o carte. Poți să iei prima gratis sau trebuie să consumi astfel de jetoane să pui pe cărțile peste care sar pentru a lua cartea care ți-o dorești. După ce ați luat o carte, se trag toate cărțile în stânga și spațiul eliberat aici se va reumple cu o carte din această cutie. O altă opțiune care o aveți este să faceți un tablou. Dar înainte să vorbim despre să faceți un tablou, mai trebuie menționat o restricție. Nu aveți voie niciodată să aveți mai mult de 5 cărți din acestea transparente în mână. Deci, practic, în momentul când aveți 5 cărți din acestea în mână, nu puteți pe tura voastră decât să faceți acțiunea fă un tablou. Deci nu puteți să faceți acțiunea să trageți o carte, fiindcă ați trage o a 6-a carte în mână, ce nu este permis. Bun. Acum, revenind la a doua opțiune care aveți și anume la fă un tablou, ce veți face? Va trebui să luați exact 3 cărți din mâna voastră. Haideți să presupunem că am fi avut, să zicem, și cărțile astea în mână. Să zicem asta și asta, da? Să zicem că aș fi avut astea 3 cărți pe lângă altele. Practic, în momentul când vreți să faceți un tablou, da? Până 5 cărți aveți voie să aveți, puteți, în momentul când aveți deja 3 cărți, să faceți un tablou. Deci, voi decideți să aveți acea flexibilitate să aveți până în 5 cărți. Dar neapărat, când vreți să faceți un tablou, trebuie să folosiți exact 3 cărți, nu mai multe și nu mai puține. Și ce veți face? Le veți suprapune. Și le veți suprapune cum vreți voi. Observați că desenul în sine nu se schimbă foarte mult dacă le suprapuneți. Dar ce se schimbă sunt simbolurile de aici. Vedeți, avem, de exemplu, în cazul ăsta un triunghi, 2 pătrate, 3 așa și 2 din ăștia. Dar dacă aș face așa, s-ar schimba puțin. Da? Nu cred că s-a schimba nimic. Nu, aici nu se pot să potrivi neapărat. Dar dacă fac așa, se suprapune albastrul ăsta cu albastrul ăsta și nu mai avem un soare, ci un cerc cu culori. Deci observați, vedeți cum vreți voi să poziționați cel mai bine aceste trei cărți transparente pentru a crea un tablou. Veți lua o carte din asta care ați luat-o cu fundal și veți băga cele 3 cărți aici pentru a crea tabloul final, care apoi îl veți verifica pentru a primi acele medalii. Și cum veți verifica? Vă uitați la simbolurile de jos. Deci, practic, aici veți face pe parcursul jocului, veți drafta cărți de aici, în așa fel încât să reușiți să faceți o combinație cât mai bună. Și haideți să evaluăm acest tablou. Haideți să vedem. Ca să ne uităm la primul criteriu, aici spune că primim un astfel de jeton dacă avem unul din fiecare din cele 4 simboluri, da? Haideți să vedem, avem unul din fiecare 4 simboluri, avem un cerc, avem un triunghi, avem un pătrat hașurat și avem un soare. Bun, avem de 2 ori chestia asta ca să primim 2 astfel de jetoane? Nu, că avem un singur triunghi. Deci, practic, ce vom primi? Vom primi o medalie din aceasta roșie. Haideți să mergem mai departe. Următorul zice să avem 2 triunghi la noi în tablou. Ne uităm, avem decât unul, nu primim nicio medalie. Acolo spune că trebuie să avem exact un cerculeț din acestea cu culoare. Ne uităm, avem 2, iarăși nu primim nicio medalie. Aici zice că trebuie să avem toate culorile prezente și observați că avem toate cele 5 culori prezente în tabloul nostru, așa că luăm o astfel de medalie. Bun. Și dacă am fi avut, de exemplu, o carte din asta cu această medalie gri, da?
Atunci am fi putut primi niște puncte suplimentare. Haideți să ne uităm exact cum am fi putut să facem acest lucru. De exemplu, dacă aveam... Nu, am scos ce nu trebuie. Haideți să mergem așa. Dacă aș fi avut, de exemplu, așa, facem abstracție de ce am făcut până acum, dacă aș fi avut, dacă am fi evaluat ăsta, ne uitam, am astea. Bun, treceam prin fiecare să vedem cât de multe puncte am strâns. Când ajung la ultimul, la jetonul gri, mă uit, am un simbol din acesta cu medalie gri la mine pe tablou, am. Și spune că primesc una când am, dacă am un triunghi la mine în tablou. Mă uit, am un triunghi, deci asta presupune că voi primi o astfel de medalie. Aș fi avut semnul ăsta și un triunghi aici, un triunghi aici, poate primeam două astfel de medalii. Bun. Deci, practic, asta faceți. Luați diferite, draftați diferite cărți din centrul mesei pentru a crea tablouri. Și observați că avem exact trei astfel de cărți fundal. Deci asta presupune că vom juca până când toți jucătorii au trei tablouri create. În momentul în care tu, ca și jucător, ai trei tablouri create și restul jucătorilor încă nu, se va sări peste tura ta. Până când toată lumea are trei tablouri create și toată lumea le-a evaluat și a strâns diferitele jetoane sau medalii. După ce s-a întâmplat acest lucru și toată lumea are trei tablouri care, cum am spus, trebuie făcute din fix trei cărți transparente, atunci vom trece la calculul scorului final. Dar înainte să mergem la calculul scorului final, mai vreau să rezum încă o dată doar foarte scurt, având în vedere că sunt acțiuni foarte simple. O acțiune care putem să o facem este să luăm o carte și dacă nu avem preprima, trebuie să consumăm un jeton din acesta pentru fiecare carte peste care sărim ca să tragem o carte. Nu avem voie să avem mai mult de 5 cărți în mână și în loc să tragem, a doua opțiune de acțiune este, dacă nu vrem să tragem o carte, este să facem un tablou unde trebuie să luăm exact 3 cărți transparente de la noi din mână, să le punem în ce combinație vrem noi și să le băgăm pe un fundal din acesta și apoi să verificăm ce condiții îndeplinim și ce fel de medalii primim în acel moment. De exemplu, aici, dacă am fi avut 4 triunghiuri, puteam să luăm 2 astfel de medalii. Dar e foarte important, un triunghi poate fi folosit pentru o singură combinație dacă verificăm o carte. Bun. Așa, și cum spuneam, se joacă roată, tragi carte sau faci tablou până când toată lumea are 3 tablouri formate în față și gata, evaluate. După ce s-a întâmplat acest lucru, se ia fiecare carte din aceasta și se verifică. Câte jetoane roșii are fiecare jucător, atâtea puncte primește. Pentru un jeton sau o medalie roșie primești 4 puncte, pentru 3, 13. Aici pentru o medalie verde 3 puncte, pentru 4, 16. Și așa mai departe. Și după ce fiecare jucător a verificat câte medalii are făcute pe cele trei tablouri și apoi verifică câte puncte primește pentru fiecare combinație de medalii de anumite culori, plus fiecare medalie gri valorează 2 puncte, faceți totalul și jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în jocul Canvas, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comenturi. Din punctul meu de vedere, este un joc foarte fain, relaxant, de familie, care arată și foarte, foarte frumos. Se creează și acele tablouri care au și un nume distractiv și tablourile în sine arată interesant. Foarte interesant cum au gândit ideea aceea de cărți transparente pentru a da și acel element estetic, adică imaginea, cum se suprapun cărțile respective, ce tablou creează împreună. Chiar au fost atenți și la detaliul acela de ce nume va avea tabloul, dar în același timp, trecând la partea de joc, adică să spunem la partea de jos a cărților, practic ce trebuie să faceți este să draftați cărți de pe masă pentru a putea combina exact trei cărți, în așa fel încât să aveți un șir de simboluri care se potrivesc cu cărțile care punctează în acea partidă. Aveți practic 3 șanse să faceți acest lucru, având în vedere că fiecare jucător va forma 3 tablouri care sunt formate din 3 astfel de cărți transparente suprapuse și va avea șansa să încerce să îndeplinească cât mai multe din condițiile prezente pe masă, dintre acele 4 cărți care punctează, pentru a strânge acele ribbons sau cum le cheamă, acele diplome sau medalii
pentru ca apoi, la sfârșitul jocului, să fie cei care au strâns cele mai multe puncte. Fiindcă o să puteți să mergeți, de exemplu, să vă focusați pe anumite lucruri pentru a strânge cât mai multe medalii din acelea ca să primiți punctajul maxim, fiindcă voi primiți medalii în funcție de câte ori ați îndeplinit acel obiectiv pe tablourile voastre și la sfârșitul jocului, practic, suma culorilor, să spunem așa, a unei anumite medalii, vă dă un anumit număr de puncte. Ați văzut cum v-am arătat la masă. Deci, practic, nu este neapărat important să faci poate din fiecare câte puțin sau să faci în tablou ăsta una, două din alea, după aia în următor una, două din celelalte, fiindcă poate mai bine este să te focusezi pe una, două, poate chiar trei, ca să ajungi poate până la punctajul maxim pe criteriul acela de evaluare, să spunem așa, a tabloului. Deci foarte, foarte interesant. Are ideea și, cum să zic, complexitatea lui în cum vrei, ce vrei să draftezi de pe masă, respectiv cum vrei să le suprapui, fiind și limitat la 5 cărți care le ai în mână, deci nu poți să strângi 1000 de cărți și după aceea găsești tu 3 care se potrivesc. Deci trebuie să te gândești și foarte bine, ok, dacă iau cartea asta și am 5 în mână, trebuie neapărat să fac ceva cu astea 5, așa că ce draftez? Și după aceea mai există și acea economie închisă cu acele palete de culori, sau nu știu exact cum se cheamă, care se folosesc să-ți pui culorile când pictezi, care poți să le consumi pentru a sări peste cărțile din stânga. Deci nu trebuie, dacă o iei pe prima din stânga, e gratis și după aceea peste câte sari trebuie să pui un astfel de jeton. Și tu nu mai ai cum să primești alte jetoane. Deci practic toată lumea începe cu 4 astfel de jetoane și după economia este închisă. Acele jetoane se plimbă de la jucător la jucător în funcție de peste câte astfel de cărți transparente sar și câte pui și după aceea jucătorul care ia o carte care are acele jetoane practic va avea la dispoziție acele jetoane la el în rezervă. Deci foarte interesant cum a fost gândită și partea asta. De ce? Fiindcă să îți poate da posibilitatea să sari peste niște cărți dacă ai nevoie de una anume. Dar în același timp, dacă ți-ai consumat acelea, trebuie să te gândești, ok, iau pe asta ca să mai strâng niște cărți, ca apoi să sar sperând că unul din ceilalți jucători să nu-ți ia cartea care ți-o dorești. Deci există acel gram de strategie, de cum fac, cum le combin, de unde iau, ce draftez, când draftez, mai las puțin să vină sau îmi arunc toate acele palete de culori pentru a putea să iau cartea aia de care am nevoie. Deci foarte interesant acolo și pe lângă că este un joc, ați văzut, 30 de minute și chiar se rezumă la numărul sau la timpul acesta, ce practic îl face un joc de jucat seara după lucru, un joc relaxant, de familie, având în vedere gradul de dificultate 10+, care arată și foarte, foarte frumos, având în vedere că faceți acele imagini, dar are și partea lui de strategie și gândire, ce fac, cum fac, când raftez și cum le poziționez, când îmi cheltui acele palete. Deci dacă sunteți curioși de un joc cu tematică de pictură, un simplu joc de drafting de pe o piață, să spunem așa, și apoi să suprapuneți și să găsiți cele mai bune opțiuni cu cărțile care le aveți în mână pentru a îndeplini cât mai multe condiții care sunt pe cărțile de punctaj, atunci aruncați o privire la Canvas. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTiPlace pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTiPlace. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!